Consiliul Județean Mehedinți a alocat astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, suma de 2 milioane de lei pentru asigurarea continuității încălzirii orașului Drobeta Turnu Severin. Banii vin din fondul de rezervă al județului. Pe fondul temperaturilor scăzute, consumul de agent termic a crescut. Prin dispoziția numărul 40 din 9 februarie 2023, Consiliul Județean Mehedinți a fost convocat la ședință extraordinară astăzi, 9 februarie 2023, ora 11. Ordinea de zi, primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 23/2023 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2023. Prin acest proiect de hotărâre, Consiliul Județean Mehedinți alocă primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin un sprijin financiar în valoare de 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea continuității furnizării agentului termic. Supun votului dumneavoastră proiectul de rectificare a bugetului. Cine este pentru? Astăzi am convocat colegii consilieri județeni într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Mehedinți pentru a rectifica bugetul județului, în așa fel încât, din fondul de rezervă, să alocăm municipiului Drobeta Turnu Severin suma de 2 milioane de lei necesară în această perioadă pentru a se asigura continuitatea furnizării agentului termic în municipiul nostru, în condițiile în care temperaturile sunt scăzute de câteva zile și vor continua în acest ritm și consumul este mai mare decât de obicei, iar primăria avea nevoie de alocarea acestei sume de la Consiliu.